suntem nași și fiind în afara terenului, mai mult decât prieteni. E chiar familia mea, nu știu, mi-e greu să, câteodată, poate eu îl înțeleg cel mai bine și îl las, pentru că e un tip care se consumă foarte mult, pune mult suflet și el trebuie să-l lași în pace. E un tip care stă, analizează, nu, e greu să, și nu trebuie supărat și am discuții în privat cu el acasă, dar nu vorbim de fotbal, pentru că doar aici vorbim de fotbal, restul, nu, sunt deciziile lui. Chiar nu vreau să mă bag, eu sunt prins la mijloc și nici nu vreau să pic, să fiu trag și cu Vlad și cu Nea Gigi sau cu clubul FCSB sau Steaua București, cum îi zic eu, și atunci aș pica eu. Și nu vreau să pic nici la mijloc, vreau să fiu același băiat drept, onest și să le zic adevărul. Pare că trăiește cam ceea ce ai trăit tu în momentul în care te-ai retras. Da, aproape, identic, să zicem. La mine a fost mai de, pentru că pe mine nu m-a mai ajutat fizicul să mai duc. În schimb, pe Chiri, eu zic că mai poate, îl ajută fizicul, se îngrijește, nu, e un tip super profesionist și e un exemplu, un vestiar și pentru noi, în primul rând, ca și antrenori, prin ceea ce face. V-ați gândit vreodată să-l folosiți în postura de mijlocaș central, în fața atacului? Mai, oricum el urcă la antrenamente și joacă la mijloc, nu e destul. Chiri e un jucător care poate să facă diferența, nu e... De asta zic, poate să joace la mijloc sau nu poate să joace la mine, asta vom vedea. Important e el să se simtă bine, să fie liniștit din toate punctele de vedere. Ți l-ai dori în staff, așa cum îl ai și pe Filip? Și în cât timp crezi că va face el pasul? Dar n-ai, mi-e greu să zic că mi l-aș dori. Chiri, a jucat în Italia, oricine are nevoie de experiența lui. Dar nu pot să-i zic eu acum vină în staff, dar nu, e exclus asta. Ei decizia lui, eu îl aștept oricând. Pentru mine ar fi cireașa de pe tort. Dar e decizia lui, cum am zis, și eu mă bucur că încă își dorește să joace.